Semnații de istorie își pot adăuga în colecții noi piese de valoare sau chiar unice în lume. Cărți foarte rare, să știți, fotografii, hărți și documente semnate de figuri marcante ale istoriei sunt scoase acum la licitație în capitală. Carol Pop de Satmari, primul artist fotograf al României, a lăsat o zestre inestimabilă, imortalizând chipuri și locuri din România de la mijlocul anilor 1800. Pozele sale cu Alexandru Ioan Cuza și soția Elena sunt căutate de iubitorii de istorie. Pentru o fotografie făcută de Carol Pop de Satmari, tatăl meu este mare fan, fiind și el fotograf. De la cât pornește licitația? Licitația pornește de la 150 de euro. Noi sperăm să ajungă între 500 și 800 de euro. Aici avem o carte extrem de rară, Biblia de la Blaj, un exemplar foarte rar și într-o stare foarte bună. Exemplarul este de la 1795. Care este prețul de pornire? Prețul de pornire este de 2500 de euro. Noi o aproximăm între 3000 și 5500 de euro. Rar este și albumul Războiului Ruso-Turc. Fotografiile au fost imortalizate de Franz Dușek în 1878 și prezintă întreaga armată rusă. Licitația pentru album pornește de la 5000 de euro. Un alt exponat pentru care doritorii vor putea licita este istoria de la Transilvania. Avem una dintre primele istorii ale Transilvaniei, scrisă la 1638 de Ciro Spontoni. Este una dintre cele mai importante istorii ale Transilvaniei, datorită faptului că Ciro Spontoni prezintă situația exactă a uciderii lui Mihai Viteazu. În total, 232 de obiecte de artă, toate cu tematica istoriei naționale, vor fi scoase la licitație pentru pasionații de istorie.